În 2006, jurnalistul Jeremy Hens, împreună cu soția sa, călătorea prin Amazonul peruvian. Într-o noapte, ghidul le-a povestit o istorie îngrozitoare despre un jaguar și un urs furnicar gigant. După cuvintele ghidului, i-au găsit pe cei doi dușmani morți și cuprinși ca niște îndrăgostiți. Ambele animale periculoase au murit în timpul luptei. Fălcile jaguarului încă strângeau gâtul furnicarului în locul în care a străpuns artera victimei, iar ghearele de 10 cm a furnicarului erau încă înfipte în gâtul și părțile laterale ale pisicii mari. Jurnalistul a considerat că e o oarecare poveste înfiorătoare, una dintre cele pe care le povestesc turiștilor. Dar numeroase poze și videouri demonstrează că a greșit. Examinând urși și furnicari, oamenii de știință s-au adresat comunităților tradiționale braziliene și au primit destul de multe povești despre jaguarii și furnicarii care mureau îmbrățișați. Unul dintre corespondenți și-a mai amintit ceva, că odată în timpul vânătorii, un furnicar gigant a ucis un câine, cu ajutorul limbii. Pur și simplu l-a luat și l-a sufocat. Acest incident n-a fost raportat oficial, așa că prin urmare nu putem confirma dacă s-a întâmplat cu adevărat sau nu ceva de genul. Dar dacă ne aprofundăm un pic în fapte, devine clar că povestea nu e atât de incredibilă cum ar fi părut la prima vedere. Se cunoaște că câinii sălbatici, cei de vânătoare și chiar și cei domestici care trăiesc în zona rurală pot fi agresivi vis-a-vis de furnicare gigantici. Deci, ultimii, în mod natural, sunt nevoiți să se protejeze. Și asta poate duce la traume sau la decesul oricăruia dintre participanți. Aici e totul clar. Dar cum rămâne cu metoda uciderii? Să fim de acord să sufoci pe cineva cu limba? Asta sună, pe cât se poate, de puțin credibil. Dar chestia e că furnicarii chiar au o limbă lungă, destul de lungă încât să o înfășoare în jurul unui gât străin, dacă furnicarul va dori asta. Oamenii de știință au calculat că lungimea limbii unui furnicar gigant poate ajunge la 45 de centimetri, ceea ce e mai mult decât lungimea craniului și se poate mișca înăuntru și înapoi de aproximativ 160 de ori pe minut. Iar asta e aproape de 3 ori pe secundă, vă imaginați ce viteză? Toate astea pentru că limba lui aproape că nu este atașată de os. Pe lângă asta este foarte flexibilă, ceea ce demonstrează capacitatea de a înfășura cu limba crengile. De ce să nu se folosească de aceste caracteristici pentru autoapărare? Dar să ne întoarcem la confruntarea dintre furnicarii gigantici și pisicile mari. Astfel, la o fermă de vite în Brazilia, întâlnirea acestor două animale chiar a nimerit în obiectivul camerei. Fotograful făcea poze unui furnicar gigantic, cât acesta se adăpa. Dintr-o dată, în spatele lui s-a furișat un mascul de jaguar. El arăta așa de parcă era gata să se năpustească asupra animalului. Dar în loc de asta, pur și simplu stătea și se uita, cu curiozitate, de parcă i-ar fi un pic frică de prada lui potențială. Și nu degeaba! Furnicarii gigantici pot fi periculoși nu doar din cauza limbii, au niște ghiare frontale lungi și puternice, cu care sapă pământul, dar în caz de necesitate pot provoca răni puternice și chiar ucide animale mari. Probabil că acel jaguar știa asta. El știa că ghearele unui furnicar sunt atât de puternice încât sunt capabile să distrugă betonul. Vorbesc serios. Locuințele făcute de coloniile de termite, care sunt sfâșiate de furnicari, sunt dintr-un material care, din punct de vedere al rezistenței și durabilității, se compară cu betonul. Și animalele n-au nicio problemă cu faptul de a-l sparge în bucăți. Să nu mai vorbim despre cât de ușor aceștia sfâșie copacii și buștenii căzuți, ca să ajungă la insecte. Și totul datorită ghearelor puternice. Dar haideți totuși să ne întoarcem la jaguari. În 2017, în pădurea tropicală amazoniană, o cameră de noapte a înregistrat întâlnirea unui furnicar uriaș și a unui jaguar. Păi, cum întâlnirea? În video se vede că un furnicar mare și agil se luptă cu o pisică sălbatică într-o luptă tensionată de 12 secunde. Se pare că ursul furnicar, cu o dexteritate uimitoare pentru dimensiunea sa, evită atacul jaguarului, seamănând cu un fel de spin-off Kung Fu Panda. Cu părere de rău, nu am aflat cu ce se termină asta. Experții spun că aceste animale se respectă îndeajuns ca să nu se lupte până la moarte, așa că cel mai probabil că au plecat la scurt timp după filmare.
Se cunoaște de mult că jaguarii vânează furnicarii în unele regiuni din America de Sud, dar de obicei evită animalele adulte, fiindcă pot primi înapoi. Un studiu realizat în 2010 a arătat că din toată prada pe care o vânau jaguarii în regiunea braziliană din centru, doar 3,2% erau furnicare gigantici, destul de puțin. Dar se pare că unii jaguari pot fi specialiști în furnicare gigantici. Studiile efectuate pe pășunile vaste ale Braziliei, cunoscute ca Cerrado, au arătat că 75% din prada jaguarilor erau anume furnicare gigantici, dar vorbim despre populația locală. Jaguarii și furnicarii uriași împart 3 ecosisteme, amazoniană, Cerrado și pantanal. Și modul în care cei doi interacționează poate depinde de mediul și prezența altei prăzi. Se crede că jaguarii iubesc să atace furnicarii din spate, din ambuscadă, pentru a crește șansele de succes și pentru a evita traumele. Dar dacă nu reușește, au loc bătălii de genul celor prinse pe cameră. Frecvența și rezultatul ciocnirii dintre aceste două animale este necunoscut. Dar există cel puțin o poză în care jaguarul duce în gura sa un furnicar gigantic ucis. Asta este dovada că uneori astfel de ciocniri se termină cu moartea pentru unul dintre animale sau pentru ambele. Dar nu este straniu să se termine și cu moartea jaguarului. De aia aș fi vrut să aruncăm o privire mai atentă asupra caracteristicilor furnicarului. Un mascul adult poate cântări undeva 40 de kilograme, adică aproape cât o femelă nu prea mare de jaguar. Dar furnicarul încă mai are gheare uriașe și ele sunt într-adevăr uriașe. Vă imaginați cum arătau velociraptorii? Cum își foloseau ghearele? Păi iată! Un furnicar uriaș se luptă la fel, doar că ale lui sunt aproape de 2 ori mai lungi decât a dinozaurului celebru. Da, furnicarii pot arăta stângace, dar nu sunt deloc acele animale cu care ați vrea să vă întâlniți noaptea. Necătând la faptul că au un auz slab, dințile lipsesc, aceste animale pot fi fatale pentru oameni. Pe 1 august 2012, un bărbat de 47 de ani, care locuia într-un stat din Brazilia, a mers la vânătoare cu cei doi fii ai săi. Câinii lor au înconjurat un furnicar uriaș și el s-a așezat pe membrele din spate. În caz că nu știați, furnicarii se urcă pe labele din spate și le întind pe cele din față, de parcă ar vrea să se cuprindă. Din cauza asta, deseori devin eroii mimurilor. Dar dacă veți da peste un astfel de animal unul la unul, sigur veți fi îngroziți. Bărbatul s-a apropiat de animal, dar era frică să atingă din întâmplare câinele, așa că în locul armei de foc a hotărât să folosească cuțitul. Înainte ca omul să reușească să facă ceva, ursul furnicar l-a apucat cu labele din față. Fiii omului l-au scos din ghearele animalului, dar vânătorul era atât de rănit încât a sângerat pe loc. Unul dintre fiii care a primit răni ușoare a împușcat furnicarul. Când doctorii și experții criminaliști au examinat cadavrul, au constatat că avea niște leziuni pe partea stângă a gâtului. 2 răni de 4 cm de înjunghiere pe mâna stângă, 8 răni de înjunghiere pe coapsa din stânga și o vânătaie mare. Autopsia a arătat niște leziuni grave a arterei femurale din stânga. De fapt, frica de a fi prins sau ucis este o motivație perfectă pentru a lupta, cheltuind toate puterile în acel moment. În astfel de situații, furnicarii gigantici și alte animale sunt periculoase pentru om. Anume de aia, rangerii care prind furnicarii pentru a le verifica sănătatea folosesc câteva plase, abia apoi le introduc anestezie, când animalul este bine fixat pe loc. Furnicarul înspăimântat este periculos nu numai pentru cei care chiar pot să-l rănească. Totul a început în grădina zoologică a unui orășel suedez. Un furnicar curios care se pare că se plictisea a reușit să rupă gardul care îl despărțea de păsările flamingo. Nu e de mirare că atunci când a intrat pe teritoriul lor, păsările au început să strige și să dea speriate din aripi. Animalul nu a putut îndura aceste zgomote puternice, a intrat în panică și a început să le zgârie cu ghearele. Ca rezultat, 5 păsări au primit traume, cu părere de rău încă 10 dintre ele au murit. Flamingo sunt mai fragile, să zicem așa, în comparație cu un furnicar și inițial nimeni n-a vrut să facă rău nimănui. Dar ce să facă furnicarii mai mici, de exemplu tamandua? Niște tip drăguți care cântăresc aproximativ 5 kg. Ghiare mari natura nu le-a dat, așa că se folosesc de altă armă secretă.
Aceștia put, da, efectiv put. Mirosul înțepător este de 5 ori mai puternic decât al scunșilor și poate fi simțit la distanța de 50 de metri. El servește drept un mecanism eficient împotriva prădătorilor, ca jaguarii. Dar, în general, orice prădător care se va apropia de tamandua va fi întâlnit cu un sâsâit care va fi urmat de putoare. Și asta chiar funcționează. Așadar, ați înțeles că furnicarii gigantici sunt animalele de care trebuie să vă temeți și să vă feriți. Dar realitatea e următoarea. Probabil că nu îi veți întâlni chiar dacă tare îi veți căuta. La începutul anului 2023, online a apărut un video straniu cu un furnicar cu două capuri. Se vedea cum animalul mănâncă, dar se pare că e ajutat de un cap blănos care seamănă cu un cap de panda. De fapt, totul nu e atât de misterios. Panda este doar antebrațul furnicarului. Această specie a dezvoltat o adaptare interesantă, care să se combine cu mediul înconjurător. Spre deosebire de corpul cenușiu-brun, laba e albă cu niște dungi negre caracteristice și ele arată așa de parcă are un nas și un ochi. Astfel, furnicarii se camuflează și sperie prădătorii. Cine ar avea curajul să se apropie de o pradă cu două capete? Dar puii de furnicar sunt camuflați și mai bine. Când micuțul apare pe lume, este pus îndată pe spatele mamei, unde rămâne până la 8-9 luni. Mama îl poartă pe spate în căutarea mâncării zi și noapte. Asta nu e doar o modalitate sigură de deplasare, dar și un camuflaj. Dungile alb-negre de pe blana puiului repetă perfect dungile mamei, ceea ce îl face aproape invizibil în cea mai vulnerabilă perioadă a vieții sale. În general, furnicarii pot fi destul de cute, dar nu mi-aș lua așa animal de companie. Salvador Dalí trebuie să fie doar unul. Celebrul pictor chiar iubea aceste animale. Ele au devenit inspirația lui pentru câteva tablouri, posibil pentru faptul că erau destul de ciudate. Conform zvonurilor, Dalí deținea acasă un furnicar. În 1969 a fost făcută această poză, în care pictorul își plimba pe lesă furnicarul pe o stradă plină de oameni. Dar alte surse spun că Dalí nu deținea furnicarul, ci doar îl închiria. Da, pur și simplu pentru a se plimba și a face o poză specială, cum acum sunt închiriați caii sau alpaca, pentru nuntă. În orice caz, Dalí a fost un om curajos dacă a ales un animal de companie atât de periculos, chiar și dacă doar pentru câteva ore. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe. Pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!